facem și bine ați venit în casa Domnului. Ne bucurăm să fim din nou în casa Lui și chiar dacă afară este o vreme mohorâtă, vrem ca inimile noastre să fie pline de veselie înaintea Domnului nostru. Vă invit să vă ridicați și să stăm înaintea Lui. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumim pentru bunătatea Ta. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu și că Tu, Doamne, Te cobori în mijlocul laudelor Tale, Doamne. Vrem, Doamne, ca încă de la început, Doamne, să Te chemăm în mijlocul nostru, Doamne. Vrem, Doamne, ca să ne umple inimile de viață, Doamne, de mulțumire, de binecuvântare la adresa Ta, pentru că meriți, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumim pentru cântările de veselie care le-ai pus în inimile noastre, Doamne. Vrem, Doamne, ca să Te înălțăm pe Tine în mijlocul nostru. Binecuvintează biserica aceasta, Doamne, binecuvintează casa Ta de rugăciune. Dă-ne putere ca să stăm în prezența Ta, Doamne, și să ne hrănim din cuvântul Tău și să-L împlinim în viața noastră. Te lăudăm și Te slăvim pentru toate lucrurile. Amin. Tu ești vrednic.
Iisus, vrește-mă să vin. Tu ești vrednic, vrednic. Slavă lui veci de veci. Cei ce în tine se cred, nu-i nimeni ca tine, puternic în fapte, plin de durare, gata să iert. Rege și preot, Domn peste toate, a ta împărăție nu are sfârșit. În sângele tău este iertare, prin jertfa ta eliberare. Suntem păziți în orice încercare. Prin sângele mielului, prin sângele tău, este iertare. Prin jertfa ta, eliberare. Suntem păziți prin orice încercare. Prin sângele mielului. Sângele tău, Doamne, încurățește de orice păcat. Sângele lui Iisus mai spală și astăzi. Rămâne lui Iisus în sângele mielului.
ori cel mai bine. Știi că greșesc, dar mă chem lângă tine și mă încurajez. Te-aș rămâne o clipă fără dragostea ta. Întuneric și groază, eu m-aș afunda. Spală-mi, Doamne, viața. Vreau să vă provoc ca să veniți cu rugăciunea aceasta înaintea Domnului, fiecare cu inima noastră, și poate de multe ori este bine ca să mai închidem ochii trupului și să vedem cu ochii Duhului și să stăm în fața tronului, să stăm împreună cu Domnul Iisus în comuniune, pentru că El este centrul vieții noastre. El este Cel care ne-a răscumpărat. El este Cel care ne ridică povoara. Spală-mi, Doamne, viața. Vreau să fiu curat și plăcut în fața Ta. Numai Tu ursori și împrășticeața. Numai Tu ești frutul și răsplata mea. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu zori și împrășticeața. Numai Tu ești scutul
sufletului meu. Hristos. Îți mulțumim că putem trăi prin Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru sângele care a fost vărsat pentru păcatele noastre. Am venit înaintea Ta, Doamne, cu cântarea și venim înaintea Ta cu rugăciunea noastră, Doamne, pentru că vrem să fim curați, Doamne, pentru Tine. Vrem să ne sfințim zi de zi, Doamne. Vrem, Doamne, ca Tu să binecuvintezi casa Ta, Doamne. Vrem, Doamne, ca Tu să ne înveți calea Ta, Doamne. Vrem să trăim pentru slava Ta, Doamne. Binecuvintează-ne Tu, Doamne, și noi Te vom binecuvânta zi de zi. Pentru această zi, Doamne. Mulțumesc pentru că ești cu noi astăzi, Doamne. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat o viață, mi-ai dat ocazia să Te cunoaștem, Doamne. Te rog mult, ajută-ne în continuare să fim mai răbdători cu Tine, Doamne. Să avem răbdare să Te cunoaștem, Doamne. Te rog mult, ajută-ne în continuare să stăm puternici înainte Ta și să Te slăvim. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești acela care spală, acela care vindecă, acela care eliberează, acel care dezleagă, Doamne. Acel care unește și pune dragoste și pune pace. Doamne, Te rugăm ca Tu să ne speli inima, mintea, să ne curățești gândurile, Doamne. Te rugăm să ne unești și mai mult cu Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru Fiul Tău, îți mulțumim pentru jertfa Lui, îți mulțumim pentru sângele Lui și în numele Lui îți mulțumesc și Te rog să rămâi cu noi și în continuare. Amin. Amin. El a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat și vrem să declarăm învierea Lui, de câte ori avem puterea și de câte ori Dumnezeu ne dă putere, vrem ca să declarăm, pentru că El este viu și merită să-L înălțăm cu toată suflarea. Amin.
tine, veșnicul domnești, credincios mereu, nu ne părăsești. Moartea a fost învinsă, iar Întuitorul a zdrobit dușmanul, El e Salvatorul. Audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Există în lumea aceasta câteva categorii de întrebări. Există câteva întrebări simple, de genul: câte stații de tramvai sunt până la gară? Se poate răspunde relativ ușor, da? Câte minute trebuie să fierbă ouă ca să fie moale? Sau este grupă în săptămâna aceasta? Sau trebuie să mă pregătesc pentru grupă? Sunt întrebări ușoare la care pot să răspund relativ ușor. O altă categorie sunt întrebările mai grele. Ce este legea gravitației? Ce este un logaritm? Ca să răspund la el, la ele, trebuie să apelezi un pic la știință, trebuie să te pregătești și să cunoști câteva lucruri. Și astea sunt întrebări un pic mai grele. Dar mai sunt mai este o categorie de întrebări, întrebările mari. Andrei Pleșu le numește întrebările rusești. Ceva de genul: ce este fericirea? Sau există viață după moarte? Sau de ce există răul în lume? La aceste întrebări nu pot să răspunde precis, exact, imediat. Nu poți să dai un răspuns linear, concret, din cauza asta. Și la genul acesta de întrebări, Domnul Iisus, pus în fața lor, îl ia pe cel care îi pune întrebarea, îl ia de umăr și spune: hai să spun o poveste. Și dă răspunsul, îi spune adevărul ca poveste. Acestea sunt pildele, parabolele Domnului Iisus. Și e interesant, dacă te uiți în ele, că deși sunt adresate la toți, această vorbire a Domnului Iisus nu este pentru oricine. Pentru cine nu este? Și textul pe care l-am citit spune că vouă a fost dat, lor nu le-a fost dat. Pentru cine nu este? Pentru răzvrătiții profesioniști, pentru adormiți, pentru leneși, pentru cei care nu-și folosesc mintea, pentru ignoranți, această vorbire a lui Dumnezeu în pilde, care voia să fie o vorbire mai ușoară, legată de universul material, de lucruri pe care noi le întâlnim,
Pe acești oameni, această vorbire a lui Dumnezeu nu-i ajută, dimpotrivă, îi încurcă. Știți pe cine îi ajută? Pe cei care emit o minimă receptivitate față de acest mesaj. Pe cei care dau dovadă că interesează. Pe cei care întreabă, cei care au curajul să întrebe. Ucenicii au venit la Domnul Iisus și au spus: Doamne, extraordinară pildă ai dat. Atâtea feluri de pământ nu ne-am gândit niciodată. Nu ne explici nouă ce înseamnă lucrul acesta. Pentru cei care caută, pentru cei care caută să înțeleagă, mesajul acesta este viață. Și ne-am bucurat în weekendul ăsta de pildele Domnului Iisus, de cartea Matei. Fratele Beni, fără greu, a fost în mijlocul nostru și a încercat să ne mai deslușească din aceste taine și a fost un timp minunat. În dimineața aceasta avem cuvântul lui Dumnezeu care-i viu, avem mesager. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră la o minimă receptivitate față de El, pentru ca să aducă viață în viața dumneavoastră. Și mă rog, Domnul Iisus, Doamne, vorbește-ne în ziua de astăzi. Amin. Vreau să vă spun câteva anunțuri. Rog și pe Dorel să dea drumul la colectă în timpul ăsta. Întâlnirile bisericii le cunoașteți, le aveți în info Metanoia, nu le mai repet. De duminica viitoare, așa cum am hotărât în adunarea generală, vom face un album al bisericii cu poze și de duminica viitoare, cu jumate de oră înainte de serviciu și jumate de oră după, Sergiu ne așteaptă în camera mică, în camera alăturată, ca să începem să facem poze pentru acest album. De asemenea, săptămâna aceasta avem grupe și lecție și vă invit să dați dovadă și acolo de receptivitate și să aveți curajul să întrebați. Dacă nu știți unde se ține, puteți întreba și o întrebare ușoară, puteți găsi răspuns. Duminica viitoare, de asemenea, avem cina Domnului. După cină, pentru cei care au poveri și pentru cei care doresc ca frați prezbiteri și alți frați să se roage pentru ei, îi invităm să rămână și vom avea un timp de rugăciune cu ei. Mă gândesc ca și tată, ce bucuros sunt când copiii mei vin la mine și îmi spună: tată, te rog, fă-mi asta, tata, te rog, ajută-mă. Dacă noi care suntem răi știm să dăm copiilor noștri daruri bune, oare Tatăl nu ne va da dacă îi le cerem? Îndrăzniți! De asemenea, vreau să anunț în 15-16 martie va fi misiunea la Calafat. Eu abia o aștept. Mă duc mai mult nu ca să-i întăresc pe frații de acolo, cât să mă întăresc pe mine. Și vă invit pe fiecare dintre voi care doriți să vă întăriți, să veniți. E nevoie de bani, e nevoie de alimente, e nevoie de hrană, e nevoie de învățători pentru copiii mici, e nevoie de oameni care să aibă curajul să-și spună mărturia în fața oamenilor necreștini de acolo, e nevoie de oameni care să predice cuvântul. Vă rog să vă implicați, care doriți să veniți, anunțați-mă pe mine sau pe Adi, ca să putem face lista, să știm exact câte persoane vom merge. Săptămâna asta a fost o săptămână grea pentru toți. Am participat mare majoritatea noastră la priveg sau la înmormântarea fratelui Doru Popa. În continuare insistăm să vă rugați pentru Biserica Maranata, pentru ce se va întâmpla de acum înainte acolo. Dumnezeu să le dea lumină, înțelepciune, unitate. Rugați-vă pentru familia îndoliată, rugați-vă pentru fratele lui Doru să primească mântuirea de la Dumnezeu. În toate, Domnul să fie slăvit. Ascultăm o nouă cântare. Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El?
Cât o să treacă până vii să-mi iei locul? Nu știu, nu știu. Știi? Elodia? Apoc? Thank you.
Ce bucurie să stai aici în față cu toate reflectoarele în ochi. Văd că băieții s-au descurcat, așa că haideți să plecăm capetele, să ne rugăm. Doamne, în esență, păcatul ne-a întors spre noi înșine, ne-a transformat în găuri negre, preocupați de noi, de păcatele noastre sau de iertarea lor. Uităm de cele mai multe ori de Tine, Tată din ceruri, care a alcătuit în Tine însuți un plan. Și avem impresia că toate sunt pentru noi. Doamne, deschide-ne ochii în dimineața aceasta, mai ales că ne pregătim pentru cina Domnului duminica viitoare, să pricepem că, de fapt, Domnul Iisus Hristos n-a venit pentru noi mai întâi, ci a venit pentru Tine. Doamne, lucrul acesta este uitat în crezuri, uitat în cântece, uitat în rugăciuni, uitat în predici și de aceea am dorit să căpătăm această nouă dimensiune, să începem să înțelegem cât de important a fost moartea Domnului Iisus Hristos, în primul rând pentru Tatăl și abia apoi pentru noi. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care ne poate deschide mintea să pricepem Scripturile. Doamne, în ultimă instanță, doar adevărul Tău ne face sloboz și asta îmi dori să-L pricepem. Fă din inima fiecăruia dintre noi pământul acela bun, care să audă cuvântul, să-L înțeleagă și apoi să aducă roadă. Îți mulțumim. Amin. Sunteți în Matei și am stat în Matei în sfârșitul acesta de săptămână și am văzut că Matei își începe Evanghelia foarte simplu. Aveți înaintea voastră primul verset. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și prin asta ne arunc înapoi în tot planul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dacă n-ai înțeles nimic despre legământul davidic și avramic, nu înțelegi nici cine este Domnul Iisus. Dar cei doi termeni care ne leagă de Vechiul Testament creează două dimensiuni esențiale prin carte. În primul rând, ai o dimensiune verticală. Am simbolizat Evanghelia după Matei cu o menoră, pentru că este scrisă într-un mediu iudaic și scrisă pentru cunoscătorii ai Vechiului Testament. Verticala aș putea o să o asociez cu fiul lui Avram. Ioan Botezătorul în temniță întreabă, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Dacă cobori pe verticală în jos, Petru-i dă răspunsul, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dar ce înseamnă Hristos și de ce numai Fiul Dumnezeului Celui Viu putea fi Hristosul? Și pentru asta trebuie să cobori la baza menorei, să înțelegi temelia împărăției lui Dumnezeu, lucrarea Domnului Iisus Hristos. Observați, verticala vorbește despre împărat și împărăția lui, dar orizontala ne invită să fim nu doar beneficiari ai lucrării lui, ci conlucrători cu el la lărgirea împărăției lui. Când vorbesc de temelia împărăției, mă gândesc la câteva lucruri. În primul rând la moartea, apoi la învierea și în al treilea rând la înălțarea Domnului Iisus Hristos. În dimineața aceasta, noi le-am amintit în fugă la sfârșitul săptămânii pe toate trei, dar m-aș întoarce înapoi la moartea Domnului Iisus și la semnificația ei. La moartea Domnului Iisus și la semnificația ei. În Vechiul Testament, ați văzut și zilele trecute, erau multe sărbători, săptămânare, anuare, la 7 ani, la 7 ori 7 ani. Toate acestea sunt desfințate odată cu desfințarea Vechiului Legământ. Și noi ne întrebăm care să fie sărbătorile noastre și noi ținem Paștele și Crăciunul și Rusalile și Boboteaza și am încercat să împrumutăm din Vechiul Testament o mulțime de lucruri, dar singura sărbătoare poruncită pentru noi în Noul Testament este Cina Domnului. Cu alte cuvinte, sărbătorim cu adevărat când vestim moartea Domnului. Moartea Domnului. Și dați-mi voie să încep cu un text din Corinteni, care l-auziți poate la fiecare cină. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta, observați porunca, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el.
pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Observați, vestiți moartea Domnului până va veni El, este o poruncă care acoperă toată perioada bisericii și în alte evanghelie spune, până îl voi mânca și îl voi bea nou cu voi în împărăția cerurilor. De fapt, ce vestim atunci când întindem mâna în blid și luăm pâinea și vinul? De ce ne adunăm ca și comunitate la sărbătoare? O sărbătoare este primită de Domnul doar dacă cel sărbătorit este Domnul și dacă o facem ca și comunitate. Și când ne adunăm la cina Domnului, ne adunăm ca și comunitate să vestim moartea Domnului. Dar ce vestim de fapt? Ce a făcut El pentru noi? Sau ce a făcut El pentru Tatăl? Nu știu dacă mi-ați putea repeta cuvintele cântărilor din dimineața aceasta. Dragii mei, exact așa cum reflectoarele astea sunt întoarse spre mine, nu spre voi, așa sunt toate cântările noastre, rugăciunile noastre. Ce a făcut Iisus pentru mine? Ce mi-a iertat păcatele? Ce a pregătit pentru mine? Toate sunt pentru mine, pentru mine. Eram undeva în sudul Republicii Irlanda și ne-a invitat cineva la masă și printre copiilor avea o fetiță de vreo 6 ani, adoptată din Coreea. Și când ne-am așezat la masă, vorbărea, s-a luat un album. Și a început în fața mea și a soției mele să răsfoiască. Era albumul ei, pe fiecare pagină era poza ei. Și a fost interesant, parcă îmi răsună în urechi. Întorcea pagină, mi, 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 mi. Până când a terminat de răsfoit în tot albumul, este mi, 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 mi. Adică cam așa ceva se întâmplă când vestim moartea Domnului. Mi, 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 da. Eu, eu, eu și eu. Vreau să vă spun, Domnul Iisus n-a venit să moară pentru mine mai întâi, ci pentru Tatăl. Lucrarea Lui, dacă n-a fi fost terminată pentru Tatăl, noi n-am avea absolut nimic. Uitați-vă la un singur verset din Efeseni, capitolul 5, versetul 2. Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ăsta este mii, da? Dar ce urmează? Ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dacă aș desena versetul acesta, suntem noi pe de o parte, dar este Tatăl pe de altă parte. Dragii mei, lucrarea Domnului Iisus este mai întâi pentru Tata, apoi pentru noi. Mai întâi pentru Tata, apoi pentru noi. Deci tot ce a făcut Domnul Iisus, nu uitați, data viitoare când întindeți mâna în blid, gândiți-vă ce a făcut El pentru Tata. Uitați o clipă de noi, ce a făcut El pentru Tata. Abia apoi, doar dacă Tatăl este mulțumit, avem ceva din jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce a făcut El pentru Tatăl? În primul rând, numai prin moartea testamentarului se putea ratifica Noul Testament sau Noul Legământ. Dar ce este un testament? Toate promisiunile Tatălui pentru noi. Da? Tot ce Tatăl are să ne dea, și dacă aș fi să adun toate promisiunile într-un singur verset, celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Și toate acestea sunt stipulate în testament. Dar imaginați-vă să ai un testament în care se lasă o avere fabuloasă și când mergi să-ți iei averea, să spună testamentul nu-i ratificat, nu-i valid, pare rău, n-ai absolut nimic. Observați, dacă nu s-ar fi ratificat, validat testamentul cu promisiunile lui Dumnezeu, noi am fi rămas cerșetori în afara împărăției, fără să avem nimic din extraordinarele promisiuni ale lui Dumnezeu. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Poate n-am cântărit suficient această expresie, legământul cel nou în sângele meu. Legământul cel vechi cu Israel a fost rupt. În 722 cu cele 10 seminții de la nord. În 586 cu cele 2 seminții de la sud. Ierusalimul este dărâmat, templul este dărâmat. Iuda pleacă în robia babiloniană. Și Dumnezeu îi rabdă pe scena istoriei ca pe niște vase de cinste. Cinstea pe care a avut-o e să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei transformate în vase ale mâniei.
din pricina răzvrătirii lor, Dumnezeu a rupt legământul. Și Scriptura spune, odată ce Dumnezeu a dat o carte de despărțire nevestei lui, nu mai poate primi înapoi. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu mai poate primi înapoi. Dar legământul din Ieremia este făcut de Dumnezeu Tatăl. Iisus nu era în Vechiul Testament, de Dumnezeu Tatăl. Hristos sau Fiul Dumnezeu exista în ceruri, de Dumnezeu Tatăl. Testamentul a fost făcut de Dumnezeu și putea fi ratificat doar prin moartea testamentarului. Cine-i testamentarul? Dumnezeu însuși. Doar prin moartea testamentarului. Implicațiile sunt uriașe, mai ales în zilele noastre. Dragii mei, toate atacurile în zilele noastre nu sunt împotriva lui Dumnezeu. Unii zic Jehova, alții zic Allah, hai să zic, ce contează cum îl numești? Toate atacurile sunt împotriva Domnului Iisus. Divinitatea Lui este negată. Divinitatea Lui a fost contestată de la începutul istoriei, imediat după moartea Lui, la moartea Lui, în timpul vieții Lui. Pentru asta a fost atârnat pe o cruce de către evrei. Până în ziua de astăzi, dacă zici că Iisus este Hristosul, evrei te scuipă. Da, te scuipă. Dragii mei, dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumina din lumină, noi nu avem absolut nimic din promisiunile lui Dumnezeu. Testamentul este încă nevalid. Uitați-vă ce spune Scriptura. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte, n-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Wow! Ce paradox! Dumnezeu, cel purul viu, dacă nu moare, n-avem nimic din promisiunile Lui. Dați-mi voi să aduc două grupuri de oameni înaintea voastră. Primul este Sinedriul. Domnul Iisus este târât după ce-i prins în grădină în fața Sinedriului și Caiafa îi pune o întrebare directă, ca să nu mai lungească vorba. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul spune, da, sunt. El știa implicațiile cuvintelor Lui. El se ridică teatral, sfârșit hainele, ce nevoie mai avem de martori? A hulit la moarte cu el și este târât în fața lui Pilat. A terminat pe o cruce și când toate evenimentele se precipită cu tremurul de pământ și întunericul, un biet sutaș roman are o altă părere decât marele preot Caiafa. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cine are dreptate? Este oare atât de important să țin cu dinții de divinitatea lui Iisus? Îți bat la ușă mereu oameni care spun, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era un Dumnezeu. Un nume mititel, dar nu trebuie neapărat să cred că este Dumnezeu adevărat. Este oare atât de important să afirmăm divinitatea Domnului Iisus? Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Legământul cel nou care conține toate promisiunile lui Dumnezeu îți va oferi ceva doar dacă Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Ascultați-L pe Filip, arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu? Arată-ne-L pe Tatăl. Deoarece Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El a putut ratifica noul legământ. A putut ratifica noul legământ. Mă uit la nu știu dacă jucăria se de la voi sau de la mine. Deci, divinitatea Domnului Iisus este absolut esențială pentru ca noi să avem ceva din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă cum îl prezintă Pavel în Filimeni. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, coetean de aceeași esență cu Tatăl, chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de om făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iar Pavel în 2 Corinteni vine și pune punctul pe ei. Dumnezeu
era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținând în socoteală păcatele lor. Dragii mei, Domnul Iisus a murit ca promisiunile Tatălui să nu rămână goale, să valideze ceea ce Tatăl a prescris în testamentul Lui, să ne ofere toate binecuvântările noului legământ. Să rămână. Ai răsplata mea. Acum că noul legământ sau testament a fost ratificat, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin în Hristos pentru noi, slăvit să fie numele. Dar lucrarea lui pentru Tatăl nu s-a terminat aici. Dragii mei, Hristos a murit ca să apere și să dovedească dreptatea lui Dumnezeu. Cum dreptatea lui Dumnezeu trebuie dovedită? În Roman, capitolul 3, Pavel vorbește despre judecarea lui Dumnezeu. Tu să ești neprihănit sau drept când vei fi judecat. Dacă nimeni altcineva nu-l judecă, el se judecă pe sine. Pentru că un Dumnezeu drept nu poate spune una și face alta. Un Dumnezeu drept trebuie să împlinească ceea ce a promis. În Numeri, capitolul 23, versetul 19, un văzător păgân vorbește în termeni aceștia despre Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu nu este un om ca să mintă sau un fiul al omului ca să-i pare rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Dar ce a promis Dumnezeu? Veniți cu mine la începutul istoriei. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat într-o grădină, în grădina Edenului, ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, citiți cu mine, în ziua în care vei muri, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Omul a întins mâna, a luat din pom, a fost alungat din Eden, Dumnezeu, în loc să-l omoare pe el, a omorât niște animale nevinovate, le-a făcut niște haine de piele și iar le-a dat drumul din grădină. Și-au trăit bine, mersi, sute de ani după aceea. Și istoria a continuat. Spuneți-mi, faptul că nu și-a împlinit promisiunea, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Acum, noi putem filozofia că la Dumnezeu o zi, o mie de ani și o mie de ani o zi, dar în contextul Genesei se spune a fost o seară și o dimineață și asta a fost ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra. Indiferent ce faceți din ele, puteți face ere din ele, promisiunea a rămas neîmplinită. Ori un Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta. Hainele de piele din Eden nu țin locul împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Dragii mei, așa au trecut milenii în istoria noastră. Au trecut milenii în care pata pe obrazul lui Dumnezeu a crescut de o zi la alta tot mai mult. Cu alte cuvinte, un Dumnezeu drept nu poate să lase pe păcătos să trăiască fără să împlinească legea lui asupra lui. Plata păcatului este moartea. Un Dumnezeu drept nu poate trece păcatele cu vederea. În vremea îndelungei lui răbdări, Dumnezeu a măturat păcatele sub covor. Și ne-am obișnuit cu lucrul acesta, că nu suntem trăzniți în momentul în care noi păcătuim și de aceea ne jucăm cu păcatul și ne jucăm cu Dumnezeu și proclamăm iubirea Lui. Da, și le cântăm în cântări. Dumnezeu e bun și ne încurajează și ne ridică și El știe din ce suntem făcuți. Dragii mei, un Dumnezeu drept trebuie să împlinească ce a promis. Trecerea păcatului cu vederea, spun, este o pată pe obrazul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, Domnul Iisus, când a murit, a trebuit să rezolve această problemă milenară a Tatălui. Uitați-vă ce spune Pavel în Roman, capitolul 3, versetul 25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire. Dar de ce era nevoie de asta? Din pricina Tatălui era nevoie, căci el, trecând păcatul cu vederea, nu și-a putut arăta neprihănirea lui. Deci l-a rânduit pe Hristos înainte întemeierea lumii ca să-și arate neprihănirea lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu.
pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Hristos, adică pe mine, păcătosul. Fără moartea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, Dumnezeu ar fi rămas acuzat pe mai departe. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, Petru le spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, și dacă aș traduce textul corect, ar trebui să pun virgulă, care a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii, cum? Ca miel fără cusur și fără prihană, cunoscut mai înainte de întemerea lumii și arătat, da? A fost arătat la sfârșitul viacurilor pentru noi. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi fost pregătit pentru junghiere înainte de întemerea lumii, cartea Apocalipsa vorbește mult mai tranșant, a fost junghiat înainte de întemerea lumii. Dragii mei, poate substituția din Eden n-ar fi avut nicio temelie și Dumnezeu s-ar fi dovedit a fi nedrept. Să nu spun mincinos, a spus una și a făcut alta. Această jertfă pregătită de Dumnezeu în planul lui s-a actualizat pe Calvar ca să dovedească și să apere dreptatea lui Dumnezeu. Dacă dreptatea lui Dumnezeu nu este dovedită și apărată, noi nu am putea primi nimic de la El. Noi n-am avea niciun câștig pe urma morții Domnului Iisus. De ce a trebuit să moară Domnul Iisus? O, nu pentru noi, în primul rând, ci în primul rând pentru Tatăl, ca să ratifice două legământ și să dovedească să apere dreptatea Lui. Dar lucrurile nu se termină aici. Numai prin sângele Domnului Iisus Hristos se putea curăți templul ceresc. Numai prin sângele Domnului Iisus se putea curăți templul ceresc. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Își vine în fire când ajunge la porci și el zice, am să mă ridic, mă duc la tatăl meu și am să-i spun, am păcătuit împotriva, de ce împotriva cerului? El n-a avut nimic cu cerul, s-a zis tatăl și a zis, dă-mi partea mea de avere. Știți de ce? Pentru că orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Dacă orice păcat este împotriva lui Dumnezeu, cu Dumnezeu trebuie rezolvat. Problema este că sângele taurilor și a țapilor nu puteau rezolva problemele din perspectiva lui Dumnezeu. Și atunci, înaintea lui Dumnezeu, păcatele erau adunate grămadă. Ori păcatele fiind adunate înaintea lui Dumnezeu, nimic din Vechiul Testament nu te-a putut duce în prezența Lui. Tot legământul vechi te-a lăsat în anticamera cerului. Numai sângele Domnului Iisus Hristos a putut curăți templul ceresc. Câți dintre noi ne aducem aminte de păcate de care ne pare rău? Ne-am cerut iertare, dar ele sunt acolo. Ne-ar fi părut bine să nu le fi făcut. Dragii, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar ține socoteală toate păcatele noastre. A intra în prezența Lui și s-ar uita fix la tine și știi că e supărat pe tine. Păcatele acestea trebuiau luate dinaintea Lui. Templul Ceresc trebuia curățat și numai jertfa Domnului Iisus Hristos a putut să facă lucrurile acestea. Nu uitați, atunci când păcătuim, Îl necinstim pe El și comitem nelegiuire, călcăm legile Lui, păcatele sunt împotriva Lui, se adună înaintea Lui Dumnezeu. Dacă v-aș duce înapoi în Vechiul Testament, aveți cortul întâlnirii, odată pe an, marele preot aduna păcatele mărturisite și le punea pe țapul pentru Azazel. Tot ce atinsese sângele de anul ispășitor precedent se încărca cu păcate. Eu plecam acasă iertat, dar păcatele rămâneau înaintea lui Dumnezeu. Și odată pe an erau adunate, puse pe țapul pentru Azazel și trimise în pustie. Și tabăra era în sfârșit eliberată de păcate. Era o zi de sabat, o zi de odihnă, o zi de împăcare cu Dumnezeu. Dar povestea asta se repeta în fiecare an. De ce? Pentru că era doar o prefigurare, doar o umbră. Uitați-vă ce spune autorul epistolei către evrei în capitolul 10. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc
neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este noită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, este vorba de întruparea Fiului lui Dumnezeu, când intră în lume, tu zici, El zice, tu n-ai voit, observați, El vorbește cu Dumnezeu, vine de dragul lui Dumnezeu, vine pentru Dumnezeu, tu n-ai voit nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie, ci n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri toate aduse după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cel din tâi ca să pune în loc pe a doua. Desfințează tot sistemul jertfelor vechi testamentale ca să aducă o nouă jertfă care e capabilă să curețe templul ceresc, să șteargă păcatele, să-L facă pe Dumnezeu, să uite, să nu-și mai aducă aminte de păcatele noastre. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice mare preot aduce în fiecare, să-și face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și astfel, și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți, potriviți pentru a intra în prezența Tatălui, pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește Duhul Sfânt când zice, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor, le voi scrie în mintea lor. Și nu-mi voi mai aduce aminte de ce extraordinar verset. Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Observați, templele de pe pământ sau cortul din pustie nu era decât o proiecție a unor realități cerești. Exista un templu în ceruri și după cum aici se făcea o slujbă care aștepta împlinirea ei în locurile cerești, Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a trebuit să intre cu propriul Său sânge, să-L stropească pe capacul ispășirii, pe scaunul îndurării din ceruri. În felul acesta, să adune păcatele, de ce îl numește ea în mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele, numai țapul pentru Azazel ridica păcatele și le căra în domeniile păcatului. Domnul Iisus, înviat în Duh, s-a dus cu păcatele noastre în închisoarea duhurilor. Uitați-vă la capitolul 9, versetul 23 din Evrei. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, portul acesta de jos este doar chipul lucrurilor care sunt în ceruri, deoarece chipul lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuie ca însăși lucrurile cele să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Deci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Versetul 11 din capitolul 9. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela, mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Atâta vreme cât păcatele noastre
au fost înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, niciunul dintre noi n-am fi avut ce căuta în prezența Lui. Un Dumnezeu Sfânt ne-ar fi pulverizat, ne-ar fi ars. Ascultați-L pe Isaia, care se pomenește în prezența lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ce vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. Dar moartea Domnului Iisus a trebuit să continue lucrarea pentru Tatăl. În urma morții Domnului Iisus s-au creat condițiile ca diavolul să fie aruncat afară din cer. Dar ce căuta el acolo? Nu uitați, în Eden era și Adam și Eva, era și șarpele. Și Dumnezeu vorbea cu toți trei deodată. Cu alte cuvinte, a fost o vreme, pentru că el a fost unul din îngerii lui Dumnezeu, arhanghel al lui Dumnezeu. Vă aduc aminte doar de cazul lui Iov. Textul începe așa. Într-o zi, fiul lui Dumnezeu s-a adunat înaintea lui Dumnezeu, promesa la tronului. Și a venit și satana. Și-a dat din coate și i-a împins pe toți deoparte, s-a dus lângă tron, să mă mut dincolo ca să vorbesc cu cel pe tron. Și Dumnezeu îl întreabă, de unde vii? Vine la cutreierarea pământului. Mi-am inspectat moșile, știi că mi le-a vândut Adam, sunt ale mele. Domnul Iisus nu zice, nu, El este Dumnezeul veacului acesta, stăpânitorul lumii acesteia. Și Dumnezeu intră în dialog cu satana și spune, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciun om neprienit ca el. Și satana își drege vocea și îl ridică puțin să audă toți îngerii. Zice, ascultă, mărite, cum să nu te slujească? I-ai dat 10 prunci. Are cămile și oi și e cel mai bogat om din fiii răsăritului. După care îi spune lui Dumnezeu, să fiu sincer cu tine, nimeni nu te slujește degeaba. Dacă cumperi, te slujește, dacă nu, nu. Grea pată pe obrazul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, putea să nu-l dea pe Iov, pe mâna lui Satan? Pentru că el continuă, ia dă-l pe mâna mea, atinge-te de el și ia-i bogățiile care le-ai dat și vezi dacă te mai slujește. Sunt încredințat că te va blestema în față. Dragii mei, Dumnezeu a trebuit să-l dea pe Iov, pe mâna lui. A trebuit să-l dea pe Iov, pe mâna lui. Și m-aș bucura să nu se laude și cu mine. Sau cu tine, da? Uitați-vă la capitolul 12 din Ioan. Suntem în momentul în care Hristos se pregătește să facă ultimul pas pe cruce. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. După care se oprește, zice, dar tocmai pentru asta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo a auzit glasul și a zis, a fost un tunet, alții zicea, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Și ascultați cuvintele lui. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Biruința Domnului Iisus Hristos din Ghețeman și de pe cruce a fost semnalul de război pentru Mihail și îngerii lui. Și dați-mi voie să iau un alt capitol 12 de Apocalipsa, versetul 7. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Știți de ce? Diavolul avea acces în cer câte vreme păcatele erau în cer. Dacă Dumnezeu ar fi zis, n-ai să vorbi despre Moise, hai Doamne să fim serioși. David, lasă-l pe curvarul acela. Uite aici sfișierele mele. Ai ceva împotrivă? O cunoști pe Batșeba? Da? A scris Psalmul 51, da? Asta șterge lucrurile? Câte vreme păcatele erau acolo, dragii mei, satan avea acces în cer. În momentul în care Hristos a plătit păcatele, a curățit templul ceresc, Mihai l-a luat de fundul pantalonilor, l-a aruncat afară. Afară, din cer. Ce mare lucru! Balaurul și șarpele cel vechi, numit diavolul satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea,
puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său, pentru că părâșul fraților noștri, observați, îngerii vorbesc despre toți sfinții Vechiului Testament care stăteau cu capul plecat, pentru că Satana în orice moment îl putea acuza. Toate păcatele lor erau acolo. Părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Această biruință asupra șarpelui cel vechi le umple inima de nădejdea biruinței finale. Când după ce va fi eliberat pentru puțină vreme din închisoarea adâncului, va fi luat de același înger și aruncat în iazul de foc pentru totdeauna. Da, pentru totdeauna. Deci a murit Hristos ca legământul să fie ratificat, ca dreptatea lui Dumnezeu să fie apărată, ca templul ceresc să fie curățit, ca Satana să fie aruncat din cer. Dar mai este ceva. Dacă n-ar fi murit Hristos, indiferent cât de fantastice sunt planurile lui Dumnezeu, ar fi rămas neîmplinite. Dacă aș lua Daniel, ne pregătim să o studiem în vară, cei care veniți cu noi, dar este mai întâi o introducere, o mare cea mare, și vântul cerului suflă pe ea și se ridică tot felul de fiare. Și încep să vorbească împotriva tronului Dumnezeu, mai ales ultima dintre fiare. Pe urmă se mută imaginea, un scaun de domnie, cel ce ședea pe el, cel îmbătrit de zile, înconjurat de roate de foc, îngeri mii și mii și zeci de mii erau în jurul lui. Se deschis cărțile, începe judecata și judecătorul judecă cele patru fiare. Și apoi urmează a treia imagine, versetul 13. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Notați, vă rog, unul ca un fiu al omului. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Niciodată. Interesant, când te uiți la capitol în contrapondere cu fiarele acestea, una mai fioroasă ca cealaltă, Dumnezeu vine și contrapune pe unul ca un fiu al omului. Ce inegalitate de forțe! Unul ca un fiu al omului. Întrebarea este de ce? Și lui se dă mandatul să așeze o împărăție veșnică pe pământ. Ăsta este planul Tatălui, în care să fii tu și tu și eu. N-avea cerul puterea să așeze împărăția? Cum să nu? Dragii mei, scaunul de domnie zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Uitați-vă doar pe vremea lui Nebucadnețar, un mesaj care este transmis prin Daniel, versetul 17 din capitolul 4, este mărturia lui Nebucadnețar, întors după nebunia lui. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii. Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place, înalță pe ea, pe cel mai de jos dintre oameni. Dragii mei, Dumnezeu este stăpânul acestui univers. El putea așeza o împărăție printr-o singură vorbă. El te poate pocăi printr-un singur gest. Doru Popa credea că are multe înaintea lui încă. Așa cred și eu, așa cred și tu. E duminică, la ora 22:40, ai putea pleca și tu, și eu. Dumnezeu are. Puterea, El zice, se face, poruncește, ce poruncește, ia ființă. Dragii mei, El n-are nevoie de o părăție în care oamenii să fie obligați să-L slujească. Ar fi putut să-L trimită pe fiul său ca leu din seminția lui Iuda, dar L-a trimis ca miel. Junghiat. Camiel junghiat. Ioan este chemat de Dumnezeu în Apocalipsa și el ajunge în viziunea lui, în sala tronului, și vede că în mâna dreaptă a lui Dumnezeu este un sul de carte cu toate planurile lui
Și un înger puternic vine și strigă: cine-i vrednic să ia cartea, să rupă pe cețile, să dea drumul istoriei? Și versetul 3 spune: nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Cu alte cuvinte, s-a căutat peste tot. Nimeni n-a fost nu puternic, ci vrednic să deschide cartea, să rupă pe cețile. Și Ioan spune în versetul 4, am plâns mult. Unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune: iată, nu plânge. Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să ia cartea și să rupă cele 7 peceți ale ei, se uite în ea. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un leu, nu, un miel. Și textul continuă: părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat după chipul său pentru părtășia cu El și pentru a împărăți împreună cu El. Păcatul ne-a făcut incompatibil cu cerul. Dacă Domnul Iisus n-ar fi murit de dragul Tatălui, planurile Tatălui ar fi rămas neîmplinite. Uitați-vă ce scrie în Evrei. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim, dacă nu unor îngeri, demonilor, sigur, nu numai tu poți fi în atenția Tatălui și cu mine. Noi oamenii creați după chipul și asemănarea Lui. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de El sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate lucrurile sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin ea, da, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Uitați-vă la planul lui Dumnezeu și la așteptările Lui. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, și aici ești tu inclus și eu, să desăvârșească prin suferință, adică prin moartea Lui, pe căpetenia mântuirii lor. De ce? Ca planurile lui Dumnezeu să nu rămână neîmplinite. Dragii mei, prin desăvârșirea Lui suntem făcuți noi desăvârșiți, compatibil cu cerul, pregătiți pentru a domni împreună cu Hristos, dacă vom rămâne credincioși în El până la moarte. El este acela care în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, este adevărat că noi am fost făcuți desăvârșiți. Dar dacă Tatăl n-ar fi avut astfel de pretenții, El n-ar fi făcut-o pentru noi. Efeseni spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dumnezeu nu a ales pe unul sau pe altul, ci a ales profilul miresei lui Hristos. Cine va ședea și cum trebuie să arate cel ce va ședea pe scaunul Lui de domnie? Tot ce a făcut Hristos, a făcut mai întâi pentru Dumnezeu, apoi pentru noi. Când întindem mâna îmblit, vestim moartea Domnului. Ascultați, vă rog, cântările.
rugăciunile, predicile, citiți crezurile, citiți cărțile. Și veți vedea ce-am pierdut pe drum. Am pierdut lucrarea lui Iisus pentru Tatăl și am întors toate reflectoarele spre noi. Toate reflectoarele spre noi. Dacă Domnul Iisus n-ar fi satisfăcut și împlinit mai întâi așteptările Tatălui, nici noi n-am avea absolut nimic. Ce-a făcut El pentru Tatăl? A ratificat noul legământ, pentru ca promisiunea Tatălui să fie da și amin pentru tine și mine în Hristos. 2. A dovedit dreptatea lui Dumnezeu, a curățit templul ceresc, a creat condițiile ca Satana să fie aruncat afară din cer. A făcut posibilă împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Planurilor lui Dumnezeu. Istoria se termină așa. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu. De ce? Dragul Lui a venit și la El se întoarce. Da? Va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice totul i-a fost supus, da? Se înțelege afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Din moment ce așteptările Tatălui sunt împlinite, porțile împărăției sunt deschise pentru oricine crede în Fiul. Pentru oricine crede în Fiul. Nu mai recitesc textul, dar în momentul morții Domnului Iisus Hristos, pământul se cutremură, perdeaua se rupe de sus și până jos în templu. Este semnalul Tatălui, chemarea Tatălui să ne întoarcem acasă. Să ne întoarcem acasă. Dragii mei, drumul spre casă este deschis. Să ne apropiem, spune Scriptura. Lucrarea este terminată. Să vă perdeaua să sfârșie de sus și până jos. Și Tatăl ne așteaptă. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este terminată. Drumul spre casă este redeschis. Chemarea este făcută. Alegerea este a ta. Amin. Planul pe care l-ai pregătit încă înainte de întemeierea lumii. Doamne, stăm în recunoștință înaintea Ta că pe când eram noi încă păcătoși, ai alcătuit planul acesta. Doamne, recunoaștem că nimic din ce putem noi face nu ne-ar fi putut aduce înapoi la Tine și Doamne, recunoaștem că doar prin mila și îndurarea Ta putem sta înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne, Te înălțăm, Te binecuvântăm și, Doamne, îți mulțumim pentru că ne deschizi mințile, să înțelegem planul Tău, să Te cunoaștem, să vedem dragostea și mărirea Ta, Doamne, și am vrea, Doamne, ca ceea ce ne-ai descoperit și astăzi să se înrădăcineze bine în inimile noastre și să ne conducă, Doamne, spre o trăire autentică și spre faptele pe care ni le-ai pregătit. Doamne, curățește-ne în continuare, sfințește-ne, Doamne, prin cuvântul Tău și dă-ne putere să umblăm alături de Tine, să umblăm, să fim vrednici de Tine, Doamne. Avem nevoie de puterea Duhului cel Sfânt și Te rugăm, Doamne, atinge-Te de noi și călăuzește-ne și în săptămâna care ne stă înainte. Îți mulțumim și binecuvântăm numele Tău pentru înțelepciunea, puterea, dragostea Ta. În numele Fiului Tău. Amin.
Mergeți și fiți. Pe stâncă m-a ridicat, el e viu.